Eu zic, nu mă întreb, eu nu m-am vizit. Eu zic, și cu unii mă aduci, că eu zic, până ne ducem la Negurieni, mă duc pe dealuri, iată, așa, dar de fapt... Pe dealuri nu mă tem, dar de-am unii mă duc și mă tem. Da, nu trebuie să tem, eu am făcut ce am făcut, Nina tot, nu? Eu nu. Mergem iarăși să zbărăm cu avionul, un singur pasager. Eu? Ai emoții. Eu? Opa, atent. Eu zic, pilotul e din credere 100%. Domnul Mocanu, bună ziua! Doamne ajută! Hai, Nina, du-te! Ai zis, nu știu ce înseamnă viață și adrenalină. Nu Ianu-s brat cu mine, da, el știe ce e. Iată așa. Doamne ajută! Domnul Mocan, nu așa, știți dumneavoastră cum. Nici tare, dar nici încet. S-a pornit. Am și rândul tău. Da! Și s-a suit. Aterizare avem noi aici cu Nina. Chiar mi-e interesant și reacția are. Domnul Mocanu a vârcolit-o pe acolo prin aer. E că te-o aterizează. După fața lui Nina i-a plăcut și mai vrea, că ei îi place adrenalinul. Să oprească motorul. How was it? Nina, da, da. De ce? Bun, Nina, cum a fost? Nu, serios, Pipi, n-ai făcut? Slava Domnului. Căderea liberă a fost? Hai, Valeria, da, următoare. Emoții sunt? Eu zic cu domnul Mocanu, nu trebuie să ai emoții, că el știe ce a de făcut. Așa, normal. Testamentul pe numele meu. Trei vile. Lena Mâțli și hidă-ți bogăția. Valeria, mă, ești fericită, azi lângă ne-ai să te întorci înapoi. Pet normal, cu Doamne ajută! Ne-am întors înapoi. Ia să o vedem. E cu glăcă, nilioarele, nu știu ce acolo se întâmplă. Aici nu ți-e elicopter, ți-a. Hop. Ta-dam, hai să vedem ce o să zică a noastră Valerie despre experiența unică a trăit-o în Moldova. Oh, cum a fost? Mocanu. Bravo, are energie super. Vă tras de mână. Vă apuca, vă chișca. Nu a noastră are emoții, mergi la Negurieni. Ți-ai luat costumul de baie? Păi e new, dar azi. Azi e la ora asta, dar mă spate scaldat nude. Nu doar azi nude. Sori mea, când vede că nu-i nimeni acasă, e în cui poarta, dă drumul la câini și cu soarele la bronz. Cu așa câini nu între mine acolo. Cu așa câini nu într-un bandit nică. Astăzi mergem la Negurieni să ne scaldăm cu a noastră americancă. Cât e de frumoasă America, dar chiar să ajde ăștia eco, 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 fără gram de nică, nu să aveți. Să-ți cum am zis mai înainte. Da, zi. Asta e food-ul azi. Așa, și este o piajă, e unica, dar merit să o scoatem.
Să mai ai încă un orgasm, e câte o. Uite și frumușică. Unica, a, pe unica, da, mă, scoate-o și am ușa să o gustantez, da. Teste o bucățică. Că o șterg așa. Adrian a făcut ieri un iepure, toate rudele l-au lăudat la maxim și astăzi mai facem încă o dată friptură din iepuri cu alune, nu știu ce e de acolo. Nu, soare, cu morcov, ceapă și la urmă adăugăm smântânică. Deși. Deși? De vacuță. Cât mai... A, deși e smântână, de vacuță. Ia că uitați, cu arieșchile și le fac tot deliciu culinar. Stai, nu te mișca. Deci, așa iepuri în viața voastră n-ați mâncat. E ca numai, tot misterul este aici. Dar spune încă o dată că lumea n-asă mă creadă. Și ai tu în America. Eu nu cred, e când eu am zis asta, eu am crezut că e glumiește. Eu promit, cum ajung în America, fac un Insta story, schimb frigiderul, nu-i nimic acasă, să zichile. Și îți fac o strimată poză. Dar de unde spune vin? La magazin? Și anumim Mahie. Ei, știi, sunt în lumea și trebuie. Diaspora, mă dă-i pe Mahie. Tu ți închipă bine tocmai în America. Eu vă trebuie o poză. Eu aștept poză, băi, să. Cum ajung te mă? Bună dimineața, sexoasa mea. Bună dimineața, ei, sexoasă. Da, și poate sexoasă și fără țâț, că nu e o problemă. Bună dimineața, sexoasa mea, Alina Stoianov. Știu că astăzi e o zi foarte importantă din viața ta. Astăzi, ca astăzi, cu mulți, mulți ani în urmă, s-a născut o roșcată. O leacă zăpășită și-i drept, dar în schimb e frumoasă, e deșteaptă, e inteligentă și aproape virgină. La mulți ani, Alina, să fii sănătoasă, noi te iubim. Da. Noi te iubim, da. Mă întrebam eu ieri de ce ziua a fost așa. Și azi Adrian zice că ziua a fost așa pentru că a fost piatnița trinat, stavaia. La voi a fost ziua bună sau nu? Haideți să vedem într-adevăr cum a fost la voi. Dar și la Liova e soare, eu credeam că numai în Moldova e cald, dar văd că la Liova aici este scenuță. E cald și bine, repede mergem să luăm o plășință să mâncăm, că mai avem mâncat astăzi. Treabă, că se începe vacanța tocmai de mâine. Dar până mâine încă... Da, vai. Pentru prima dată în linela de la Liova, produs acasă cu drag de la gospodari. Hai la o plășință că repijoară. Și... Zamuș za mine. Și... Când ne-am înțeles, doamna pregătește plăcințelile călduță, așa ca la bunica, acasă. Plăcintă cu brânză și una cu varză. De care e plăcintă cu brânză? Lunguiață, făcută așa cum făceau înainte bunelile noastre, produsă acasă, ia că așa. Și un pahar de gin, dar n-avem. Bună ziua! Emilian, crețu, de când eu te mă în America, mă uitam la tine! Iată, am venit, felicitări! Cea mai frumoasă mireasă pe care am văzut-o vreodată 50 de ani de căsnicie. Și mie este aici. Dar numai nu plăiți, vă rog frumos. Că de bucurie! De bucurie se poate. Doamne. Știu că astăzi se faceți 50 de ani de căsnicie. De mi-a spus cineva tocmai din America. Italia. Și rodul dragostei voastre, vă mulțumesc, adică copiii dumneavoastră, vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru ei. Din păcate, nu sunt lângă voi, dar tot timpul sunt cu inima la părinți pentru că ei sunt cei mai sfinți. Buchetul de flori este pentru Cana Mireasă. Să fiți sănătoși. Mulțumesc! În 50 de ani de dragoste, după asta faceți ce doriți dumneavoastră. A priori, oameni pentru mine și un tort. Dar eu zicem când să gustă prăliu... A capăt. Mulțumim. Felicitări din partea copiilor care sunt încă 50 de ani după care de la început. Felicitări din partea copiilor care din păcate nu sunt alături. Vă pup și vă iubesc. Amar la tine. Amar la tine. Amar. Așa. Tele 100 de aur și eu am stimet și-l iubesc.
din America, mă uitam în tot țara. Tare l-am stimat și-l stimit. Și-l iubesc, toată lumea îl iubesc. Și toți au spus că el, foarte mult a făcut. El pare că el a schimbarea în țară a venit tot cu aportul lui. Da. Vă mulțumesc da. Tare mult. Foarte mult a lucrat. Deși eu spun că tare mult ați lucrat, băieți. Bravo. Vă mulțumesc. Of, Doamne, eu nici nu știu cum. Eu când l-am văzut, am chicat. Doamne, Doamne, nici nu m-au... Asta Vica a făcut, da? Da, Vica. Tot mama ta, de fapt. Să fiți sănătoși, casă de piatră. Mulțumesc. Și gata, oficial, din acest moment, din acest lift, eu sunt în vacanță, nu mai am niciun eveniment, nicio nuntă, niciun jurnal, nimic, mă culc, mă spăl, mă nu știu ce. Și mâine dimineață, Italia, cum stai, Fanny Nuni? Eu vin la tine!